Bună dimineața! Vă spun bine ați venit la cea de-a 10-a ediție a concursului de matematică Teodor Topan. Sperăm să fie o ediție de nota 10. Iată că în acest an, acest concurs reunește cel mai mare număr de participanți de până acum. S-au înscris în concurs 283 de elevi de gimnaziu și liceu. Numele acestui concurs este unul care, în rândul matematicienilor, este asociat cu, zicem noi, cel mai puternic concurs din partea de nord-vest a României. Faptul acesta se datorează nu numai numelor academice cu greutate care fac subiectele, acele subiecte frumoase, un concurs în care se confruntă minți limpezi, minți ascuțite și, bineînțeles, că participarea la un astfel de concurs va aduce un plus în CV-ul vostru. Le mulțumesc profesorilor, le mulțumesc în mod deosebit profesorilor care au acceptat această confruntare, profesorilor care și-au adus astăzi elevii aici, în școala noastră, în Șineu Silvanii. Teodor Topan este numele unui profesor din școala noastră, profesor de matematică, cu care noi ne mândrim, iar ceea ce îl face un spirit aparte în această pleiadă de oameni culturii sălăjene este și faptul că a fost poet. Are cărți publicate. Îmi face o deosebită plăcere să vă prezint membrii Comisiei de Organizare. Voi începe cu inima acestui concurs, mai exact, Cătălin Țurcaș, fost elev al domnului profesor Teodor Topan. Cătălin, pentru cei care nu te cunosc, cu siguranță ești o bucurie astăzi să te vadă, pentru că el este un exemplu de elev. Aș spune că noi, profesorii, trăim prin elevii noștri. Alături de Cătălin, care este doctorat în matematică la Universitatea Warwick, este domnul primar al orașului Șineu Silvaniei, domnul inginer Septimiu Cătălin Țurcaș. Ca în fiecare an, se alătură echipei de elaborare a subiectelor Vlad Crișan, doctorand în matematică la Universitatea din Göttingen, în Germania, domnul Dorel Miheț, profesor universitar la Universitatea de Vest din Timișoara, un concurent care an de an a luat premii la concursul Teodor Topan, este Cristian But, din Baia Mare, actualmente student la Institutul Tehnic din Cluj, la secția calculatoare, și domnul profesor Andrei Eckstein, de la Institutul Politehnic din Timișoara. În continuare, dau cuvântul lui Cătălin. Bună dimineața și bine ați venit la Șineu. Mă bucur că în fiecare an să văd fețe pe care le-am mai văzut la concurs. Asta înseamnă că vă plac problemele și vă reîntoarceți aici cu plăcere. Mă bucur foarte mult că unii elevi care au fost în fiecare an la concurs, pe cum Cristi, și-au exprimat dorința să se reîntoarcă acum și să fie de cealaltă parte a baricadei. Asta înseamnă că concursul a ajuns să însemne ceva pentru ei. Știu că sunteți nerăbdători să începeți să rezolvați problemele, așa că n-o să vă țin foarte mult. Să vă spun doar câteva detalii organizatorice pentru cei care sunteți noi la concurs. Pe cei care vă reîntoarceți, o să fiți deja destul de familiarizați cu ele. Să lucrați problemele cu plăcere și nu cu emoție, că voi din concursul ăsta n-aveți nimic de pierdut decât de câștigat. Mult succes și să ne vedem cu bine la premiere. Mulțumim! Dau cuvântul în continuare domnului primar, sponsorul oficial al acestui concurs. Știți că concursul nostru este renumit și pentru valoarea mare a premiilor care se decernează campionilor.
Bună ziua tuturor și mă bucur că suntem la 10-a ediție acestui concurs, care la început a fost timid, să spun, dar în timp a căpătat valoare și este un lucru extraordinar. Îi salut pe toți cei care au făcut un efort astăzi să vină până la Șimleu. Eu sper că n-au venit degeaba. Nu sunt sponsor oficial, exagerează doamna director, și eu aș putea să-i spun că dânsa este sponsor, deoarece este consilier local și Consiliul Local aprobă sumele pentru acest concurs. Succes tuturor și să câștige cei mai buni, ca de obicei. Și nu în ultimul rând, aș vrea să le mulțumesc domnilor profesori Mihes și Eichstein, care fac un efort deosebit ca să vină de la Timișoara și mai ales cum a fost și ieri drumul foarte prost, fac 5-6 ore până aici pentru a vă da niște subiecte frumoase. Vă mulțumesc din suflet pentru efortul pe care îl faceți și cu siguranță acest efort îl fac pentru voi și pentru matematică. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim foarte mult. În acest an avem concurenți din județul Alba, Bihor, Cluj, Mureș, Maramureș, Satu Mare, Sălaj și elevi din Republica Moldova. Prin urmare, concurența, zicem noi că este una acerbă, vă dorim succes și vă dorim ședere plăcută în orașul nostru și în școala noastră.